Salut, băieți, bine am găsit la un nou episod de Brawl Stars. Astăzi vom cumpăra o ofertă de pe shop și în care conține 2 megaboxuri și o mai deschide un beatbox pentru că avem aceste star points sau cum se numesc, am uitat. Așa, deci, nu uitați, dați pe butonul de like dacă mai vreți să ne facem box opening-uri pe canal și bineînțeles dacă vreți să îmi trimiteți un cont cu multe boxuri, mă duceți în comentarii și vorbim pe Instagram. Deci abonați-vă acolo un share și activați clopoțelul dacă bineînțeles doriți și v-a plăcut episodul și vă place contentul. La asta nu am mai făcut ceva, adică nu mai am. Pentru că n-am mai jucat, așa că deschidem această ofertă de 89 de gemuri cu 2 megaboxuri. Da, probabil că dacă aveam și un squad care era inteligent și aveam și un squad de prieteni care puteam juca la acest turnament, probabil că făceam și încă 3000 de star points și puteam să iau această ofertă cu 2 megaboxuri și să deschidem 4 megaboxuri și un beatbox. Sau, da, ceva gen. Dar asta e. Deci, hai să dăm drumul cu beatbox-ul. Vreau neapărat să deschid. Și nu știu ce merge așa în lag, scuzați-mă, dar nu știu ce merge așa în lag. Habar nu am de ce merge așa în lag shop-ul, deci hai să îi dăm drumul. Cumpărăm oferta, 2 megaboxuri, cumpărat. Și, hai, nu te mai bloca. 7 cărți! 7 cărți! Hai, nu mă, chiar dacă merge lăguit, 7 cărți. Și te rog, nu gadget. Bine, bă! Am luat noul brawler epic, Nani, bine, bă, așa da. Și? Bine, bă, aș fost Sprout! Oh my god! Bă, n-ai cum! Deci, episodul ăsta este genial! Bă, n-ai cum! Și mai am unul. 5 cărți. Bă, dar oricum, vere, n-ai cum, excelent! Mi-a picat Nani și Sprout, oh my god! Deci, nu te cred, eu încă sunt un fel de blocat. Deci, dați acolo neapărat, zdrobiți butonul de like, zdrobiți-l, faceți-l praf, că merită episodul ăsta, merită! Wow, ce țin tare ăsta, ești nebun! Eu acum nu știu acest brawler, n-am jucat cu el niciodată, nici nu prea am mai jucat brawl ăsta în ultimul timp. Și am zis că oricum, bă, dacă mi-a apărut o ofertă pe shop, hai să o deschid pentru voi. Pentru că... Opa, nu, roboțel. Roboțelul. Și am iar lag, băgam și... N-ai cum. Ce lasă, mă moare aia? Unde? Aha, aici e. Mărlanu-aica. Bă, dar e greu să tragi cu ăsta. Nu prea îmi place să trag cu el. Bă, dar lasă-mă, că nu știu să trag cu brawlerul ăsta, pur și simplu, dar bă, l-am primit și tu nu mă lași în pace, lasă-mă! Mori! Bine, bă! Dar nu știu cum am controlat. Yes! Nu cred! Așa, bravo! Ce tâmpit! Easy win, băieți, n-ai cum așa ceva. Acest brawler, dacă mă învăț cu el... E genial brawlerul ăsta, bă, dar nu, deci e cel mai genial episod din viața mea, vă rog frumos, vă implor, dați acolo pe butonul de like, dați acolo un share, abonați-vă, pentru că n-ai cum. Nu știu dacă o să mai pice mie, dacă vreți să mai deschidem box-ul de astea oferte, dacă se strâng multe like-uri, mai deschidem oferte, what the fuck, cum trage ăsta? Eu aparent știu într-un fel, dar nu știu cum se joacă cu el, up! Și ricoșează-vă, bă, nu vă luați de mine, nu știu, nu ne-am mai uitat pe jocul ăsta de ceva timp și nu știu, cu ce se mai mănâncă și acești brawler noi și toate noutățile, deci nu prea mai știu. Nu! Te-am prins! Easy. Lasă, pleacă robotul. Easy, altul. Easy, mamă, dar vine robotul pe mine și nu e bine. E vă să face power, lasă-mă. Dar probabil tot îl iau pentru că sunt un inteligent și intelectual, pentru că știu să fraiez roboți. Ha-ha! Glumesc. Bă, dar lasă-mă, vezi că m-am îndepărtat de tine, de ce mai vii tot după mine? Uitați-vă la el. Bă, dar lasă-mă, mă, omule! Are de gând să mă lase sau sal? Cred că sal. Opa. Lasă-mă, obezule. Așa, mor ca prostul, bravo!
Da, contul meu nu cred că o să mă fac în perioada asta un box opening, dar dacă vreți să-mi dați să mă ajutați cu un episod, vă sunt recunoscător, o să fac și promovare pentru cei care mă ajută, bineînțeles că nu, dacă m-ați ajutat, vă ajut și eu. Dar nu știu cum trage ăsta. Adică, văd, dar gen, trage foarte ciudat, te știu. Bă, dar lasă-mă. Că nu știu să mă joc prea, dar lasă-mă. Te rog eu, lasă-mă. Bravo. Mulțumesc, boss, că mi l-ai omorât. Ești genial, ești cel mai tare. Așa, bă, dar mi-e foarte greu să joc cu acest barul, mă jur. Deci mi se pare destul de imposibil să mă obișnuiesc cu el, dar mă obișnuiesc, dar... Sfera lui de a trage este foarte... E destul de dificil. Opa, nu. Nu. Așa. Du-te după el, du-te după el, nu după mine. Aoleo. Așa, bravo. Aia e, tati. Mori, bravo. Aia vreau să faci să mori. Bun. Easy. Luăm acest power. Am foarte mult lag, dar nu știu de ce. Dar în fine, am lag, nu contează. Nu punem nimeni presiune pe noi. Să pierdem acest match, pentru că mai avem încă 3 power și deja sunt foarte OP, dar nu înțeleg. Eu tot nu voi înțelege în viață. Opa, nu e bine. Nu e bine. Dacă ne bate ăla... Dacă... Nu, lasă-mă! Ești obligat să mori. Mori. Așa, mori. Bravo! Vezi că știi... Știi că știi cum să... Nu, lasă-mă! Vezi că dacă vii aproape de mine, te fac praf. Băi. Oh, prietenul meu! Dragul meu iubit! Prietenul meu! Hai că ești mort. Bă, dar numai roboții omoară. Vreau și eu să-i omor. Le dau atât de mine și nu-i omor. Vreau să-i omor. Pur și simplu. Vreau și eu să-i distrug, să-i omor, să-i fac praf, să-i anihilez. De ce nu mă lasă? Și robotul ăla îmi ia toate kill-urile de final mâncate și nu mă lasă. Hai să mai jucăm și un meci cu Sprout, pentru că da. Deci vreau să strângem foarte multe like-uri, extrem de multe like-uri, vă rog eu frumos, deci merită, punct. Acest episod nu poți să zici că nu merită like-uri. Ăla acolo e riscant să iau asta, da, uite că vrea și el să-l ia. Bă, ne simt porcule. Bă, dar eu nu înțeleg, mă, de ce se duce așa de nasol? Și nu înțeleg unde-i spun eu. What the fuck, acum s-a lovit de... Nu înțeleg să mor. Trebuie să mă obișnuiesc cu acești brawleri. Băiete. De ce fugi? Nu fugi de mine, nu fugi de mine, nu fugi de mine, nu fugi de mine! Nu fugi! Nu fugi! Fraiere! Get wrecked, fă-n auzi! A fugit, mă! Uite-te la el! Get wrecked! Unde e asta, că mă sperie să mor? Aoleo, robotul vieții, lasă-mă! Ai! Am înțeles! Uitați-vă la mine cât de noob sunt cu acest... Dar nu știam, frate, că se... Bă! Lasă-mă, fă-mi pace și... Aha, ce prost ești! Easy. Oh, acum vine pe mine. Acum să vezi că e karma și mă omoară pe mine. Robotul. Am înțeles. De ce nu pot să omor pe ultimii? Deci în acest episod am câștigat numai fără să fac nimic. N-am omorât pe nimeni. Ceea ce e enervant. Bun, băieți. Deci... N-am cuvinte pentru acest episod. Așa că dați cu pe butonul de like, abonați-vă, dați acolo un șlapet din voștri și ne revedem la următorul episod. Vă salut!